Racordarea la rețelele de gaze și energie electrică este gratuită pentru toți consumatorii casnici în orice situație, potrivit unei legi adoptate anul trecut, când a fost campanie electorală. Cum această gratuitate, însoțită și de obligativitatea de a racorda orice solicitant în maximum 90 de zile, a creat blocaje, legea se va modifica. Haideți să vă spun pe scurt. Pentru clienții casnici, indiferent de amplasarea locului de consum, racordarea la ambele tipuri de rețele devenea gratuită și era obligatorie să fie făcută de către distribuitorii de energie, la cererea solicitantului. Ulterior, în contextul previzibil de altfel în care a apărut un blocaj în activitatea de racordare, legea a fost amendată. S-a introdus posibilitatea ca solicitantul să poată plăti lucrările de racordare, urmând ca distribuitorul să-i ramburseze sumele plătite în următorii 5 ani în tranșe anuale egale.